Bună dimineața și bun găsit, dragi prieteni, la acest moment de devoțiune maximă, la acest moment de convocare a Duhului Sfânt, când să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne putem aduce înaintea Lui dorianțele, ofurile, păsurile noastre, pe de o parte, iar pe de altă parte este și momentul când recunoștința, mulțumirea, închinarea, toate trebuie să fie oferite Lui Dumnezeu în dar. Dragi prieteni, este cea de a treia ediție a emisiunii Buzunarul cu rugăciuni. Această emisiune sau acest format de emisiune este gândit pentru dumneavoastră. Venim în ajutorul dumneavoastră cu acest format, astfel încât să aveți posibilitatea să vă rugați în fiecare sabat, să putem să ne unim în rugăciune, să mijlocim unii pentru alții și să strigăm la Dumnezeul nostru, care este mare și puternic și care poate să intervine prompt în viețile noastre și să aducă soluții acolo unde sunt realmente drame. Dați-mi voie să vă spun că am câteva liste lungi de rugăciune în dimineața aceasta aici la mine și imediat o să le punem în discuție și o să strigăm la Dumnezeu pentru a interveni. Unele dintre ele sunt realmente drame. Indiferent cât de puternic ai fi, începi să plângi aproape instant. De aceea, eu cred că Dumnezeu ne-a chemat să ne rugăm unii pentru alții și să ne susținem în felul acesta. Începe devoționalul din această dimineață. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră, după care îl voi ruga pe fratele Sergiu Macovei să țină un devoțional scurt, după care ne vom îndrepta spre doleanțele dumneavoastră trimise către noi pentru a fi puse în discuție și pentru a mijloci înaintea lui Dumnezeu. Bună dimineața și bun venit, îi spun fratelui Doru Lupu. Dumnealui este trezorierul Conferinței Moldova. Bună dimineața, bun venit! Bună dimineața! Dumnezeu să binecuvinteze! Îmi pare bine pentru că sunteți aici și mulțumesc pentru prezență. Mergem mai departe. Bună dimineața și bun venit, îi spun fratelui Sergiu Macovei. Îmi pare bine că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru prezență. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în tot ce faceți. Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor! Dragi prieteni, din momentul acesta puteți să scrieți dacă aveți motive de rugăciune sau dacă sunt rugăciuni de mijlocire sau rugăciuni de mulțumire. Nu contează factura lor. Dumneavoastră puteți să le trimiteți aici și apoi noi să putem să ne rugăm împreună cu dumneavoastră. Haideți să ascultăm așa cum spuneam, un devoțional scurt, după care ne îndreptăm spre motivele trimise de dumneavoastră pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, și anume Buzunarul cu rugăciuni. Frate Sergiu Macovei, vă rog să prezentați un devoțional scurt, după care, având și concluziile de meditație, să ne îndreptăm către dorințele oamenilor. Vă rog. După cum bine știți, de fiecare dată am căutat devoționale care au o semnificație deosebită. Ceea ce m-a surprins, pe pagina devoționale.ro, un devoțional care are un număr ridicat de vizualizări. Și e foarte interesant că exact acest devoțional vorbește despre rugăciune și poartă titlul Roagă-te chiar când nu simți nevoia să te rogi. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Psalmul 107:6. Dacă este adevărat că legătura cu Hristos este baza vieții creștine și că rugăciunea, comunicarea directă cu Dumnezeu este de o importanță vitală pentru acea legătură, atunci este logic că Satana va face tot ce îi va sta în putere ca să ne împiedice a-L căuta pe Dumnezeu prin rugăciune. Una din capcanele lui favorite este de a ne atrage în păcat. El ne determină să cădem și atunci ne spune că suntem fără speranță și că nu mai are niciun rost să-L mai căutăm pe Dumnezeu. Satana nu este interesat numai de a promova răul, ci mai ales în a ne determina să facem răul pentru ca prin aceasta să întrerupem legătura noastră cu Dumnezeu. Când noi vom ajunge să credem cu adevărat că niciuna din realizările noastre nu ne poate recomanda înaintea lui Dumnezeu și nu ne poate câștiga mântuirea, atunci ne vom strădui să întreținem legătura noastră de credință cu Dumnezeu, indiferent de căderile și înfrângerile pe care le suferim și de păcatele pe care le săvârșim. Când simțim că am păcătuit și că nu ne mai putem ruga, atunci avem cea mai mare nevoie de rugăciune. Noi ne putem simți rușinați și umiliți, dar trebuie să ne rugăm și să avem credință. Există putere în rugăciune.
Numai prin rugăciune și prin comuniunea cu Dumnezeu vom putea să căpătăm putere pentru a birui uneltirile satanei. Cu cât vom înțelege mai bine importanța rugăciunii, cu atât ne vom ruga mai mult. Și se încheie cu un paragraf din parabolele Domnului Hristos, la pagina 174. Ni s-a dat făgăduința că nici măcar o singură rugăciune sinceră nu se pierde în mijlocul osanalelor înălțate de corurile îngerești. Dumnezeu aude strigătele chiar și ale celei mai slabe ființe omenești. Noi putem prezenta dorința și povara inimii în cămăruța noastră, putem înălța o rugăciune mergând în drumul nostru și cuvintele noastre ajung la tronul Stăpânului Universului. Ele poate că nu sunt auzite vreodată de urechea omenească, dar ele nu se pot pierde neauzite și nici nu se pierd în învălmășeala preocupărilor zilnice. Nimeni și nimic nu poate înnebuși rugăciunea sufletului. Ea se ridică mai presus de zgomotul străzii, mai presus de tumultul mulțimii și ajunge în curțile cerului. Noi vorbim lui Dumnezeu și de aceea rugăciunile noastre sunt ascultate. Excepțional acest devoțional. Câteva gânduri care au rolul de a ne conduce spre Dumnezeu cu încredere. De fapt, se vorbește despre rolul fundamental al rugăciunii și felul cum putem să refacem relația noastră cu Dumnezeu. Îmi vine în minte un text din Sfânta Scriptură. Dacă nu mă șer, cred că Elifaz i l-a recomandat lui Iov. Iov 21:22 sau 22:21. Cam aceasta este referința Scripturii. Cred că e 21:22. Spune la un moment dat, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura să-L iarăși de fericire. Dragi prieteni, ca să ne refacem relația cu Dumnezeu, să avem din nou pace în sufletele noastre, recomandarea în această dimineață, pe baza devoționalului pe care l-am ascultat, este să ne apropiem încă o dată de Dumnezeu, să refacem relația cu El. Iar făgăduința este că vom avea pace în sufletele noastre. Apropo, cum putem ști că ne-am reconciliat cu Dumnezeu și că între noi și El nu mai sunt fisuri la nivel relațional, ci că totul este în regulă? Sfânta Scriptură ne spune că prezența și bucuria în inimă, pacea lui Dumnezeu în inima noastră, locuirea Duhului Sfânt în viața noastră, toate acestea trădează că noi ne-am reconciliat cu Dumnezeu, ne-am împăcat cu Dumnezeu și suntem în relații foarte bune cu El. De aceea vă îmbii în această dimineață, haideți împreună să refacem relația cu Dumnezeu și, de ce nu, să simțim pur și simplu, chiar dacă facem parte din ultima generație și trecem prin diverse încercări, prin zbucium moral, prin zbucium sufletesc, prin probleme financiare, prin probleme de sănătate, probleme în familie, totuși să ne ridicăm deasupra tuturor problemelor și să privim dincolo de spațiul și de timpul nostru, să-L vedem pe Dumnezeu care este capabil și gata să intervină în dramele noastre. Vă îmbii să avem astfel de experiențe cu Dumnezeu și sunt absolut convins că Dumnezeu poate să facă minuni în viața noastră. Vă mai amintiți de ce spunea psalmistul David? Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. De ce să nu fii tu fericit în dimineața aceasta? De ce să nu spună cerul în dreptul tău? Ferice că ai știut să te apropii, să te reconciliezi cu cerul. Stă în puterea noastră să facem lucrul acesta. Și vreau să închei cu următoarea promisiune făcută de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cel ce vine la mine nu va fi izgonit niciodată afară. Dragi prieteni, ne apropiem de un Dumnezeu cu puteri depline. Nu există limitări în puterea Lui, în capacitatea Lui de a interveni și de a aduce soluții în dramele noastre. Iar promisiunea este că cel ce vine la mine nu-l voi izgoni niciodată afară. Așadar, dragi colegi, haideți să răspundem și dolianțelor celor ce au trimis nevoile la noi în scris. Aveți și posibilitatea, dragi prieteni, ca dumneavoastră personal să puneți mâna pe telefon, să ne sunați și să intrați în legătură directă cu noi prin telefon. O să aveți imediat și un telefon afișat pe ecran, pe burtieră mai exact. Formați acest număr de telefon pe telefonul dumneavoastră și apoi sunați-ne ca să putem discuta și de ce nu să ne rugăm chiar împreună. Doru Lupu, ai vrea să te rogi tu pentru următorul caz. Stimați frați în Domnul Iisus Hristos, am descoperit de o săptămână buzunarul cu rugăciuni, formatul acesta de emisiune.
Menționez că sunt diagnosticată cu tumori la măduva osoasă și cancer la stomac. Situația mea s-a înrăutățit. Deocamdată boala merge înainte și își face cursul ei. Știu că Domnul Iisus Hristos a făcut minuni și încă face și cred că va face și cu mine. Cer ajutorul pentru a mijloci și pentru mine înaintea tronului de har. Numele meu este Tinca Moisa și fac parte din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Firenze, Italia. După făgăduința Domnului, va întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți și doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să zidească și un altar în familia mea. Mulțumesc pentru susținere, sabat binecuvântat! Cancer la stomac, numele este Tinca Moisa, Italia, Firenze. Fenomenal cum povestește că în pofida acestor probleme încrederea este nezdruncinată în Dumnezeu și crede că Dumnezeu poate să intervină în viața ei. Să ne rugăm pentru sora Tinca. Sergiu, un alt motiv de rugăciune. Radu ne scrie: vă rog să vă rugați și pentru tatăl meu care e bolnav grav, ca Bunul Dumnezeu să-l vindece și să mai trăiască lângă mine și mama. Am mare nevoie de el, îl iubesc enorm de mult. Sper ca Dumnezeu să-l vindece și să-l ajute să-și revină, să fie bine, sănătos. Mircea este numele lui. Vă mulțumesc pentru suport în rugăciune. Așadar, pentru Mircea care este bolnav, tatăl lui Radu, și pentru dorința copilului de a-l mai ține Dumnezeu în familie. Un alt motiv de rugăciune, dragi prieteni, sora Aneta din Poenești, județul Vaslui, ne roagă să mijlocim o rugăciune pentru sănătatea dumneaei. Are nevoie de putere pentru picioarele afectate de boală și de multă încredere în Dumnezeu pentru vremurile care vor veni. Sora Aneta ne mulțumește pentru suport, pentru sprijin în rugăciune. Așadar, fiecare începem cu tine, Doru, rugăciuni scurte și pliate pe subiectul amintit adineauri. Dragi prieteni, vă invităm să ne rugăm împreună, plecăm capetele și ne rugăm împreună. Iubitul nostru Tată, înălțăm rugăciune în dimineața aceasta în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos și îți mulțumim pentru prezența Duhului Sfânt, Mângâietorul care este cu noi în toate zilele. Așa. Îți mulțumim pentru această înaltă favoare de a ne ruga și îți mulțumim pentru că rugăciunile noastre sunt așezate înaintea Tatălui în meritele scumpului nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumim pentru această ocazie specială a rugăciunii, când împreună, în rugăciune unită, înălțăm înaintea Ta, Tată, aceste motive de rugăciune și aceste cereri pe care copiii Tăi le înalță la Tine. Da. În momentele acestea de dimineață, de sabat, Te rugăm ca să-ți reverși binecuvântarea Ta peste sora Tinca Moisa, care acum locuiește în Italia. Te rugăm frumos ca să asculți rugăciunea dumneaei și dorința ei este ca altarul rugăciunii să fie în familia ei. Amin. Și te rugăm pentru aceasta, pentru spiritualitatea dumneiei și a familiei dumneiei, pentru credința dumneiei și credința celor de împrejurul ei. Însă, odată cu această cerere, așezăm înaintea ta, Tată, și problema ei de sănătate. Amin. Trupul ei este roz de boală, cu multiple tumori, cu probleme la stomac. Te rugăm frumos, dacă este voia și planul tău, să intervii în viața acestei surori de-a noastră de credință. Amin. Și să aduci vindecare prin mâna medicilor sau prin intervenția ta directă. Cu credință nădăjduim în tine, Tatăl nostru. Și îți mulțumim pentru răspunsurile care deja le-ai pregătit pentru noi și pentru sora Tinca. Să fii binecuvântată în veci. Amin. Amin. Te mai rugăm, Părinte Ceresc, pentru Radu, cel care a trimis această cerere atât de sensibilă, atât de frumoasă, pentru tatăl dumnealui, Mircea, care trece printr-o perioadă de suferință. Amin. Radu își prețuiește părinții, și vrem să ne rugăm împreună atât pentru Mircea, tatăl dumnealui, cât și pentru mama dumnealui. Da, vrem, Doamne, ca Tu să intervii, să asculți fiecare rugăciune, pentru ca numele Tău în felul acesta să fie lăudat, iar caracterul fiecăruia dintre noi și în mod special a acestei familii
să fie format pentru împărăția ta. Amin. Și bucuria cerului să inunde inimile lor. Amin. Avem încredințarea că ne asculți prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Îți mulțumim, Tată, pentru că ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și pentru că îți pasă de noi. Îți mulțumim că Fiul Tău a murit din dragoste pentru noi pe crucea Golgotei. Și îți mulțumim pentru că ai luat toate măsurile, astfel încât noi, oamenii păcătoși, să fim reconciliați cu un Dumnezeu Sfânt ca Tine. Și îți mulțumim pentru că dorești schimbarea și transformarea caracterilor noastre. Amin. În dimineața aceasta, la ceas de rugăciune, când poporul Tău s-a lăsat convocat de Duhul Tău cel Sfânt, când stăm în fața tronului de har, îți aducem toate problemele noastre și Te rugăm, Doamne, privește cu mila Ta spre noi și întinde-ți mâna de mare medic pentru vindecare. Amin. Ne dorim mai mult decât orice, mai mult decât vindecarea fizică chiar, ne dorim vindecarea spirituală, vindecarea sufletelor noastre. Și dă-ne pace în sufletele noastre ca să știm că suntem împăcați cu Tine și candidații ai împărăției Tale. Acum mijlocim și pentru sora Aneta din Poenești, județul Vaslui, care are probleme de sănătate. Tu, Doamne, le cunoști, intervine Tu prompt spre soluționare. Și Te mai rugăm și pentru încercările din viitor prin care va trebui să treacă, ajută-o să rămână credincioasă, statornică Domnului Iisus Hristos și să treacă cu bine prin orice încercare. Te-am rugat în numele scump al Mântuitorului și îți mulțumim. Amin. 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 Dragi prieteni, avem apel. Cineva ne sună. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi prin telefon. Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața. Bună dimineața. Mă numesc Ifrim Valența, sunt din Slobozia, Colț, județul Galați. Vreau, vă doresc, din toată inima, vă rog frumos, pentru unchiul meu. I-a murit băiatul la 23 de ani și de atunci a suferit mult și acum e bolnav de cancer. Ok, mulțumim pentru dorința de a ne ruga împreună, pentru dorința de a mijloci împreună. Îl cheamă Ciobanu, pe el. Ok. Deci ne vom ruga pentru Ciobanu și pentru cazul prezentat de dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Mulțumesc mult. Mulțumim. Să vă binecuvânteze Dumnezeu. Sergiu, ai vrea să te rugi tu pentru Sigur. Acest caz? Mulțumesc. Mergem mai departe, dragi prieteni, cu motive prezentate pe pagina noastră de Facebook. De fapt, e vorba de pagina emisiunii la Buzunarul cu rugăciuni. Doru Valentina ne scrie: vă mulțumesc pentru susținere în rugăciuni. Vă rog frumos să mai înălțați o rugăciune de vindecare către marele medic, Tatăl Ceresc, pentru tânărul Horia Stancu de la Brașov. Faptul că ne-am rugat până acum și credincioșii s-au rugat pentru Horia Stancu nu înseamnă că trebuie să ne oprim, ba din contră să continuăm suportul acesta, să asigurăm suportul acesta în rugăciune pentru Horia Stancu. Așadar, pentru a interveni Dumnezeu ca Horia Stancu să se recupereze complet. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze, scrie Valentina. Te rog să te rogi tu pentru Horia. Un alt motiv de rugăciune. Doresc să ne rugăm pentru sora Elena Dospinescu, ca bunul tată ceresc să-i aducă alinare, sănătate și mai multă încredere și dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Este singură, soțul e în Italia, fiul în Anglia, iar ea are probleme de sănătate cu inima și poate o ușoară depresie. Dumnezeu să o întărească și să o vindece. Câte persoane nu sunt depresive în perioada aceasta, dragi prieteni. Mă voi ruga eu pentru sora Elena Dospinescu, ca bunul Dumnezeu să intervină și să întindă mâna de mare medic pentru vindecare și de ce nu chiar să alunge depresia din viața noastră a tuturor și în special din viața sorei Elena Dospinescu. Eu zic să ne plecăm capetele și Sergiu, începi tu și continuăm cu Domnul. Părinte Ceresc, venim înaintea Ta din nou și vrem să ne rugăm pentru domnul Ciobanu. Vrem ca binecuvântarea Ta să-l însoțească și, în mod special, să întinzi mâna Ta de mare medic pentru a îndepărta această boală, acest cancer. Te rog. Tu cunoști planul Tău pentru fratele nostru și credem din toată inima că rugăciunile înălțate de dumnealui, de sora Ifrim, vor fi ascultate și vrem din toată inima ca această rugăciune să atingă inima Ta
și să răspunzi după găsirea ta cu cale. Avem încredințarea, Părinte Ceresc, că fiecare încercare are scopul de a ne îndrepta mai mult spre tine. Împlinește acest lucru și în dreptul fratelui Ciobanu. Amin. Și credem, Părinte Ceresc, că ne asculți pentru că te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Continuăm, Părintele nostru bun, ca să te rugăm și să-ți mulțumim pentru intervenția ta în viața familiei Stancu și a fratelui Horia. Amin. Da, Doamne. Îți mulțumim pentru că ai început această lucrare a vindecării. Îți mulțumim pentru că răspunzi rugăciunilor. Însă te rugăm să nu oprești acest proces, ci să-l duci la capăt într-o vindecare deplină trupească, Amin. Dar mai mult spirituală, într-o refacere a legăturii speciale cu tine. Doamne, îți mulțumim că răspunzi rugăciunilor și îți mulțumim pentru că acestea înmăresc credința și îți mulțumim pentru că acestea ne ajută pentru încercările care ne stau în față, Amin. Ca să fim mai puternici în tine. Amin. Te rugăm să îl întărești pe fratele Horia. Amin. Și prin ceea ce trece dumnealui, prin ceea ce simte dumnealui, să poată la rândul lui să încurajeze pe alții, să se roage pentru alții și să mijlocească pentru alții. Amin, Doamne. Te rugăm, ajută-ne și pe noi la aceasta și îți mulțumim, Iisuse scump. Amin. 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 Părinte bun, continuăm să ne rugăm și să mijlocim la tine pentru cazurile prezentate în această dimineață. Te rugăm pentru sora Elena Dospinescu să o binecuvântezi tu, să intervii tu prin harul tău și cu mâna ta de mare medic și să aduci alinare, să o ajuți să scape de depresie și inima să fie vindecată, nu doar inima fizică să fie vindecată, dar și inima spirituală să fie atinsă de Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca să se poată împăca cu tine, să fie aproape de tine, să trăiască în proximitatea cerului și niciodată să nu se simtă singură și neînsiguranță, ba din contră să simtă de fiecare dată că o forță exterioară și superioară ei, numită forța Duhului Sfânt, îi călăuzește pașii și o conduce în viață pe pământul acesta. Te rugăm pentru biserica ta și pentru toți bolnavii care au nevoie de vindecare. Te rug. Aici, la buzunarul cu rugăciuni, în sabatul acesta de dimineață, te rugăm, Doamne, intervine Tu pentru ca intervenția Ta să aducă și roade, să aducă și rezultate. Te rug. Și noi să fim vindecați mai curând spiritual, astfel încât să ne pregătești pentru ceruri și revenirea Ta să fie grăbită prin pregătirea noastră, Amin. Să se termine cu păcatul, cu durerea, cu suferința și cu planeta aceasta, pentru că ne-am săturat de această lume și ne dorim o viață mai bună, o viață veșnică, ne dorim cetatea de sus și îți mulțumim pentru promisiunile tale în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Amin. 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 Avem apel. Bună dimineața, sunteți la buzunarul cu rugăciuni, numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă rugăm! Mă numesc Sabin Dionis. Cum se zice? Vă rog! Și aș vrea să vorbesc pentru mine, pentru sănătatea mea, cred, într-un moment mai dificil. Încă o dată numele dumneavoastră. Mă numesc Sabin Dionis. Sabin. Savin, da? Da, Savin Dionis. Ok, mulțumim. Dionis. Mulțumim tare mult pentru faptul că ne-ați apelat și ați pus în discuție problemele dumneavoastră. Ne vom ruga cu siguranță să vă binecuvânteze Dumnezeu și să simțiți intervenția Lui în Dionis. Timpul mijlocirii noastre în rugăciune. Să vă binecuvânteze Domnul. Mulțumim. Doru, te rog pe tine să înalți această rugăciune. Mergem mai departe, dragi prieteni, cu motivele pe care noi le-am primit și dumneavoastră le-ați trimis aseară, în dimineața aceasta, astfel încât să fie puse înaintea Domnului pentru soluționare. Mădălina, o fată de 15 ani cu probleme la rinichi, exact nu știu, se umflă tot corpul, închid paranteza, și a cărui mamă este disperată, are nevoie de rugăciunile noastre pentru a găsi tratamentul potrivit. Mădălina, o fată de 15 anișori. Dragi prieteni, spunem și noi ca tâlharul de pe cruce, nouă ni se cuvine după o anumită vârstă, dar când copiii, când adolescenții trec prin suferințe, este ceva cumplit. Aceasta este lupta
sau bătălia între bine și rău. Și în contextul păcatului, cum spuneau profeții mici, cum îi se întâmplă copacului uscat, îi se întâmplă și celui verde. Cum îi se întâmplă nelegiuitului, îi se întâmplă și celui neprihănit. Cum îi se întâmplă unui om de 40, 50, 60 de ani, care a greșit ani de zile, se întâmplă și la copilași, se întâmplă și la adolescenți. Aș vrea să o asigurăm pe Mădălina de tot suportul nostru în rugăciune în dimineața aceasta. Sergiu, te rog pentru pe tine să înalți o rugăciune. Mai departe ne spune, menționez că cel prescris de medic nu îl tolerează, ci este vorba de rinichi. În aceste zile este foarte rezervată să meargă la spital. Să o ajute Dumnezeu și să-i dea putere. Bună dimineața! Avem un apel în direct. Sunteți în direct cu noi prin telefon. Bună dimineața! Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă rog să mă iertați. Dumneavoastră sunteți lângă un device, probabil lângă un laptop. Și este nu știu, volumul dat foarte tare. Dacă vreți să reluați fraza și să vorbiți mai rar, vă rog tare mult. Îmi pare rău. O să-i rog pe colegii de la regie să refacă legătura cu dumneavoastră. Chiar nu vă auzim. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Mergem mai departe. Dragi prieteni, vreau să vă prezint un caz. Este chiar din localitatea mea natală. Cunosc această familie, se numește Ursan. Este vorba de Sorin Ursan, un tată care a fost greu de tot încercat în urmă cu ceva timp. Ascultați această experiență dramatică și haideți să ne rugăm cu toții pentru acest caz. În urmă cu puțin timp, mai exact cu un an, Andra Ursan din comunitatea Poiana din județul Iași, aflată încă la vremea copilăriei, era supusă intervenției chirurgicale pentru osteosarcom femur distal drept la Institutul Rizzoli din Bologna. Mulți dintre dumneavoastră ați susținut acest efort inclusiv prin campania desfășurată la Speranța TV. A urmat o perioadă de recuperare, tratament oncologic și controle în Italia și România. Din cauza situației de criză în care ne găsim, în ultimele luni, aceasta n-a mai putut să efectueze tratamentul. Andra și familia ei au nevoie pe mai departe de mijlocirea noastră în rugăciune. Cunosc acest caz, un copil diagnosticat cu cancer, o familie devastată, ruptă pe din două, sfârtecată de durere. Chiar această familie are nevoie în continuare de sprijinul nostru în rugăciune. Haideți să facem lucrul acesta chiar acum. Așadar, Doru, începem cu tine, Sergiu, continui tu și la urmă închei eu această sesiune, după care ne îndreptăm, avem un apel. Continuăm să mijlocim înaintea Tatălui, în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, și în momentele acestea prezentăm înaintea ta cazul fratelui nostru Dionis Savin, da, și cererea dumnealui și nevoile lui de rugăciune și nevoile lui personale și ca familie. Îl cunosc pe fratele Dionis și te rog frumos, tată, ca să intervii în viața lui. Amin. Să-i răspunzi rugăciunilor rostite și rugăciunilor nerostite. Te rugăm pentru starea lui de sănătate, pentru aceste probleme care îl macină și intervenția ta în viața lui să aducă bucurie, să aducă pace. Amin. Și să aducă speranță. Te rugăm pentru restul familiei care sunt aproape de dumnealui, care sunt departe de dumnealui. Ajută-i ca împreună să poată să formeze o familie frumoasă în poporul tău, amin, și răsplătirea să fie prin Iisus Hristos mântuirea și viața veșnică. Amin. Te rog, ascultă rugăciunea, tată, și îți mulțumim pentru aceasta. Amin. Amin. Te mai rugăm, Părinte Ceresc, pentru Mădălina, această tânără de 15 ani, ce trece printr-o situație extrem de complicată și dificilă, are nevoie de sprijinul tău, de apropierea ta și de întinderea ta de mână către ea pentru vindecare. Avem încredințarea, Părinte Ceresc, că dincolo de vindecarea trupească,
are nevoie să știe și să conștientizeze că o iubești, că ai planuri frumoase pentru ea și că îi dorești mântuirea. Amin. Da. Vrem să confirmi acest lucru prin modul în care vei interveni în viața ei și a familiei dumneiei. Amin. Ajută-o, Părinte Ceresc, să facă o experiență frumoasă cu tine. Iar lucrul acesta să nu apropie doar pe ea de tine, ci și pe cei din jurul ei și pe cei care vor cunoaște experiența aceasta. Amin. Fă acest lucru, Părinte Ceresc, pentru slava ta, pentru ca în felul acesta și inimile noastre să se bucure și să te laude în veci de veci. Amin. Amin. Continuăm, bunule Tată, să ne rugăm pentru Andra Ursan. Da, da. Anul trecut, la vârsta de 16 ani, a fost diagnosticată cu cancer la picior. Doar intervenția ta, rugăciunile noastre și efortul familiei au salvat copilul acesta și îți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai ascultat rugăciunile. Amin. Cunosc personal familia Ursan și te rog să o binecuvântezi în integralitate. Amin. Pe Sorin, pe soția lui și binecuvântează familia lărgită. Amin. Ajută-i să se apropie mai mult de tine, să se împace cu tine și să-și dorească viața veșnică mai mult ca oricând. Amin. Iar copilul acesta, fă ca boala lui sau boala ei să fie, Doamne, spre slava ta. Amin. De aici să fie slăvit numele tău. Amin. Pentru că avem toată convingerea că vei interveni pentru o recuperare completă, că va avea o viață normală, că va avea o copilărie fericită și apoi va putea să dea slavă lui Dumnezeu pentru intervenția majoră din viața ei. Binecuvântează încă o dată pe Andra. Are 17 ani. Este timpul când tinerii au toată viața în față și au vise de perspective. Ajută și pe ea, Doamne, să trăiască normal, ca un copil normal, să nu mai simtă durere, ci să fie o recuperare completă din partea ta. Amin. Aici te rugăm în această dimineață să intervii în mod prompt și Duhul tău cel Sfânt, chiar acum când ne rugăm, să aducă alinare și vindecare, pentru că te-a rugat în numele scump al Mântuitorului și îți mulțumim, Doamne, că suntem stăpâni pe lucrurile pe care ți le prezentăm în rugăciune, în numele Mântuitorului. Amin. 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 Bună dimineața, avem apelul refăcut. Haideți să vedem dacă ne auzim mai bine. Încă o dată, numele dumneavoastră și motivul pentru care ne rugați. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă numesc Solomon Nadia. Sunt din Neam, Solca. Aș dori să vă rugați pentru mine, pentru ca Dumnezeu să-mi dea pace sufletească. Am o teamă în sufletul meu și aș dori ca Dumnezeu să-mi ia teama asta din mine. În mod deosebit aș vrea și pentru copiii mei ca Dumnezeu să le întoarcă inima către El și aș mai avea o dorință pentru biserica noastră. Este în construcție și am dorit ca anul acesta să o putem inaugura, ca multe suflete să poată fi salvate și nu avem resurse financiare. Dumnezeu să scoată resurse ca să putem inaugura în acest an. Mulțumim. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Să vă asculte Dumnezeu rugăciunea și noi ne vom ruga împreună cu dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Mergem mai departe. Sergiu, te rogi tu pentru... Sigur. Sora noastră. Solca de Neamț. Lili ne scrie: am nevoie de rugăciune pentru că sunt în divorț, am un copilaș. Sunt cu moralul la pământ, nu mai pot. Simt că nu mai rezist. Săraca persoană. Lili este numele ei. Doru, te rog să mijlocești tu în rugăciune la Dumnezeu. Când primești mesaje de genul acesta, sunt cu moralul la pământ, simt că nu mai rezist, ți se rupe inima de durere. Așadar, sora Lili, să știți că vom mijloci în rugăciune pentru dumneavoastră. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi. Avem un alt apel, sunteți prin telefon în legătură cu noi. Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunt Chirileanu Mariana și în această dimineață am primit un mesaj pe telefon de la o persoană care trece printr-o problemă și mi-a zis așa. Mi-a trimis mesajul acesta: citește Iacob 1:2-4. Frații mei, să priveți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și persoana, întrebarea ei este:
când am să pot să am o mare bucurie când trec prin felurite încercări. Mulțumesc! Mulțumim, să ne rugăm pentru această persoană, prietena dumneavoastră, da? Da, Lenuța o cheamă. Lenuța, da? Da, mulțumesc mult. Prietena sorei Chirileanu Mariana. Ok, mulțumim, mulțumim și noi tare mult. Mă voi ruga eu pentru Lenuța, această persoană care are nevoie de suportul nostru, astfel încât atunci când trece prin încercări, să nu se vaită, să nu se lamenteze, să nu se plângă, ba din contră, așa cum spune Iacov, să previn cu bucurie când trecem prin încercări. Omul firesc nu poate să facă lucrul acesta, doar omul duhovnicesc poate să facă acest lucru. Începem cu tine, Doru, continuăm cu Sergiu și apoi ne oprim la mine. Tatăl nostru, continuăm rugăciunea noastră unită în dimineața aceasta și suntem aproape de sora noastră Lili. Este o situație specială în viața dumnea ei. Te rugăm frumos ca să aduci pace și liniște în sufletul ei și să-i dai putere din nou să privească la tine. Amin. Și prin această privire să primească mântuirea ta. Amin. Să primească pacea ta. Să primească bucuria ta în inima ei. Dar te rugăm frumos ca să primească și curaj. Amin. De a merge înainte. Te rugăm să-i binecuvintezi copilașul. Amin. Să-l crească în temere de tine. Nu știm de ce ai îngăduit să treacă prin experiența aceasta atât de amară și de dureroasă. Însă te rugăm frumos ca să refacă relații și să se încreadă în tine. Și să nădăjduiască în pacea ta. Amin. Te rugăm frumos ca să îi dai sănătate. Te rugăm frumos ca să îi dai bucata de pâine. Și te rugăm ca să te îngrijești de toate nevoile dumnei ei. Amin. Alungă-i teama din suflet și din inimă. Și coboară în viața acestei surori, amin, acestei femei. Doamne, îndură-te de ea. Dar și de mulți alții care trec prin aceste situații. Diavolul vrea să aducă despărțire, însă Tu ne-ai spus că urăști despărțirea în căsătorie. Fă ca poporul Tău să se iubească și să aibă familii fericite. Amin. Dar acolo unde diavolul intervine și sunt situații atât de deosebite, Te rugăm ca să intervii. Amin. În viața acestor frați, în viața acestor surori. Iar în dimineața aceasta, mijlocim cu credință împreună cu Lili, amin, pe care te rugăm să o binecuvintezi și îți mulțumim. Amin. Amin. Te mai rugăm, Părinte Ceresc, pentru copilul tău, pentru Nadia. Amin. Da. În astfel de vremuri tulburi, în inima multor persoane s-a născut teama și vrem, Părinte Ceresc, să intervii în mod special în viața acestui copil al tău. Amin. Să alungi teama, să alungi frica, să aduci pace în suflet și să întărești credința pe care ai pus-o în inima ei. Te rog. De asemenea, te rugăm pentru familia dumnei ei, pentru copilași. Ajută, Doamne, ca să-ți fie credincioși, să fie statornici în credință și în fiecare zi să se apropie tot mai mult de tine. Amin. Îți mulțumim pentru că ai pus în inima ei și în inima fraților din Solca dorința de a avea o biserică, o biserică în care să se adune, să se închine, nu doar ei, ci și cei ce nu au studiat niciodată poate cuvântul tău și au nevoie să te cunoască. Vrem ca să oferi resursele materiale de care au nevoie, pentru ca în felul acesta această construcție să fie finalizată și în cele din urmă, Părinte Ceresc, bucuria fraților din Solca să inunde întreaga comună și oamenii din locul acela să cunoască slava ta. Amin. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Părinte bun, această doamnă, pe numele Nuța, prietena sorei Chirileanu Mariana, a citit în cuvântul tău, în Sfânta Scriptură, că atunci când trecem prin felurite încercări, nu trebuie să cârtim, să ne lamentăm, să ne văicărim, să plângem, ba din contră să privim cu bucurie atunci când putem să ne împărtășim cu paharul suferinței Domnului Iisus Hristos. Bunule Tată, suntem conștienți că în starea noastră firească nu putem face lucrul acesta. Cel mai facil, cel mai la îndemână când trecem prin încercare, prin suferință, este să
să ne războim cu tine și să ne întrebăm de ce îngăduie anumite lucruri în viața noastră. Amin. Dar după ce suntem schimbați din firești în duhovnicești, privim cu o mare bucurie spre paharul pe care uneori trebuie să-l bem. Pentru că și tu l-ai băut și ai trecut cu bine. Iar în predica de pe munte, în Matei capitolul 5, tu ne-ai spus să ne bucurăm și să ne veselim când trecem prin necazuri. Te rog, Doamne, îți mulțumim pentru că tu încerci doar pe cei puternici, pe cei ce pot să reziste, așa cum Iov a fost încercat și a putut să reziste și să treacă prin creuzetul acela al încercării. Ajută și pe sora Lenuța să fie o persoană duhovnicească. Amin. Și atunci când trece prin încercări, să rămână credincioasă lângă tine și așa cum tu te-ai lăudat față de întregul univers cu numele lui Iov, să te poți lăuda și cu numele ei și cu numele nostru. Să ai o mărturie vie pe pământul acesta și lumile necăzute în păcat, îngerii, heruvimii, serafimii, să poată privi la noi ca o dovadă a dragostei tale că legea poate să fie ținută, poate să fie împlinită și că noi putem fi reconciliați cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumim încă o dată pentru curajul acestor persoane de a trimite mesaje, de susținere, rugăciune. Binecuvântează-le pe toate, Doamne, și Amin. Facă-se voia da în dreptul fiecăruia dintre ele. În numele Mântuitorului te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Avem un alt apel. Bună dimineața, numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi, vă rog. Ok, refacem legătura și ne întoarcem. Dragi frați, dragi prieteni, dragi credincioși, nu contează din ce confesiune religioasă facem parte în această dimineață. Când avem probleme existențiale, trebuie să știm că a ne ruga unii pentru alții, a ne susține în rugăciune, este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Personal, cred că Dumnezeu are peste 7 miliarde de copii pe planeta aceasta și toți trebuie, indiferent de religia din care face cineva parte, toți, la oaltă, trebuie susținuți în rugăciune. Prin urmare, dacă sunt prieteni din alte confesiuni religioase care cer să mijlocim în rugăciune, faceți lucrul acesta și sunt absolut convins că Dumnezeu vă va binecuvânta. Bună dimineața! V-ați întors! Aveți o legătură directă cu noi prin telefon. Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Alo? Da, bună dimineața. Bună dimineața. Mă numesc Dura Maricica. Aș dori să mă întrebați o rugăciune și pentru băiatul meu. Care este cumva pe cancer? Vă înțelegem durerea, sora Maricica. Ce vârstă are, da. Ce vârstă are băiețelul dumneavoastră? 30 de ani. E persoană adultă. Da, da, este în biserică, este membru. Este căsătorit? Nu este. Care este numele feciorului dumneavoastră? Sorin Dura. Sorin. Da. Sunteți o mamă îndurerată. Încercăm să vă înțelegem durerea, dar cel mai bine această durere vă înțelege Domnul Iisus Hristos. Aveți toată încrederea în El. Noi ne rugăm aici și suntem convinși că Dumnezeu poate să facă minuni, dar de fiecare dată vom cere să se facă voia Lui în viața fiecăruia dintre noi. Așadar, îl vom susține în rugăciune pe Sorin, fiul dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Cu tot dragul. Un caz care te întoarce pe dos. Sergiu, te rog să mijlocești tu pentru Sorin. 30 de ani, bolnav de cancer. Tineri, adolescenți, uneori copii bolnavi de cancer. Este boala secolului, boala ultimei generații. Și cu toate astea, Dumnezeu are control chiar și asupra acestei boli. Ceea ce le spuneau ucenicilor, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Exact. Deci nu stăm de vorbă cu un Dumnezeu neputincios, ci cu unul puternic care poate să intervină în viețile noastre. Și noi trebuie să credem, și așa este, dacă El, în contemporanitatea Lui, a avut putere să vindece. Inspirația ne spune că prin satele prin care trecea, nici măcar un chelălei de câine nu se mai auzea. Atâta vindecare și binecuvântare aducea. De ce n-am crede că și în zilele noastre poate să facă la fel? Cu siguranță. Bună dimineața! Sunteți în direct cu noi prin telefon. Avem un alt apel. Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața! Sunt Eugen Țicu de la Bacău. Am o rugăminte la dumneavoastră. Avem o prietenă foarte bună. Nu-i adventist să se roagă cu noi, plânge cu noi,
studiem împreună, Dorina Secreasă cheamă. Ne vom ruga pentru Dorina, prietena dumneavoastră, da? Da, da, Dorina Secreasă, da. Mulțumim tare mult. Doro, vrei să înalți tu această rugăciune? Da, fratele Ticu... Sicu, iertați-mă. Sicu Eugen. Prezintă cazul acesta al prietenei Dorina, care înțeleg că plânge împreună, se roagă împreună, e oarecum apropiată de familie și să-L descopere pe Dumnezeu. Sigur. Ok. Un alt caz. Dragii mei, vă rog mult să vă rugați pentru o tânără, Ana Maria. Mai avea 2 săptămâni să nască o fetiță și joi copilul s-a ștrangulat cu cordonul umbilical și a murit. I s-a făcut tratament să declanșeze nașterea. Are nevoie de ajutorul Domnului Iisus Hristos și de toate rugăciunile noastre. Dumnezeu să o ajute să scape și să treacă cu bine prin această încercare. Un alt caz dramatic. Încă suntem dragi prieteni, încă suntem pe pământul acesta. Ne place, nu ne place, suntem contemporani cu moartea, suntem vecini cu durerea, trecem prin valea umbrei morții. Dar haideți să ne prindem cu putere de făgăduințele lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții. Nu ne temem de niciun rău, pentru că Domnul Iisus Hristos este cu noi. Este dramatic cazul Anei Maria și ne vom ruga pentru ea. Mă voi ruga eu la urmă. Doru, începe tu, continuă Sergiu și apoi închei eu. Avem în alta favoare de a ne ruga în dimineața aceasta împreună ca popor, ca popor advent, care așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus Hristos și nădăjduim că ochii noștri o vor vedea și că ne vei fi binevoitor, Părintele nostru. Îți mulțumim pentru că ne putem ruga împreună în dimineața aceasta. Mulțumim. Și în favoarea aceasta ne putem ruga și împreună cu familia Sicu, cu fratele Eugen, cu soția dumnealor. Și cu mulți alții, Părinte, care din diferite locuri, știute sau neștiute, înălțăm rugăciune de mijlocire înaintea Ta. Amin. Și îți mulțumim pentru că în această familie Tu ai adus și pe alții care să Te descopere pe Tine prin ei. Și în dimineața aceasta Te rugăm pentru prietena Dorina. Te rugăm. Ca prin apropierea de această familie, de familia Sicu, și prin ei să Te descopere pe Tine, Iisuse. Amin. Prin cuvântul Tău să Te descopere. Amin. Prin experiență personală să Te descopere. Prin rugăciune. Amin. Și printr-o rugăciune unită a noastră a tuturor. Amin. Doamne, vrem ca împreună să formăm poporul Tău, care să grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos prin viața noastră, prin mărturisirea cu gura, prin mărturisirea cuvântului nostru și a credinței noastre, iar rodul bogat de suflete să fie adunat pentru împărăția Ta, iar când vei veni, să vezi rodul muncii Tale și să binecuvintezi pe fiecare. Amin. Îți mulțumim pentru această experiență, îți mulțumim pentru familia Sicu, îți mulțumim pentru prietena Dorina. Te rugăm să-i apropii mai mult de cuvânt și de Tine, și de biserică, și de noi toți, și mai aproape de Tine și de cer, să fii slăvit, onorat și binecuvântat în veci. Amin. Amin. Am putea spune atât de multe lucruri, Părinte Ceresc, în dreptul fiecărei persoane, și am putea cere atât de multe lucruri, și chiar dacă timpul nu ne permite, Tu cunoști toată frământarea sufletului nostru pentru fiecare persoană care a adresat o cerere în locul acesta. Da. Te rugăm în mod special acum pentru cei tineri și într-un mod deosebit pentru Sorin. Amin. Are 30 de ani, Doamne. Este bolnav de cancer și, Doamne, ești singurul care poți interveni chiar prin mâna medicilor, printr-un tratament, dar mai presus de orice, prin mâna Ta directă, în așa fel încât Sorin să poată cunoaște dragostea Ta, să poată cunoaște planurile Tale și, Doamne, dacă vei îngădui în continuare un timp de suferință, vrem ca Tu să-i fii aproape, să-i Te descoperi în mod personal, să-i vorbești și să dai, Doamne, acea pace sufletească pe care doar Tu o poți da și care poate veni doar de la Tine. Același lucru Te rugăm și pentru mama dumnealui, pentru Maricica. Părinte Ceresc, dă-i încredere și credință deplină
în faptul că Tu ești Cel care intervii în viața lor și că vei face mai mult decât cerem sau adunăm noi în acest moment înaintea Ta. Îți mulțumim și Te rugăm prin numele Mântuitorului Iisus. Amin. Amin. Părinte bun și sfânt, în urmă cu două zile, mai exact joi seară, în viața Anei Maria s-a întâmplat o dramă. Copilașul care urma să se nască peste două săptămâni a murit. Tu, Tată, știi ce înseamnă să-ți moară Fiul, pentru că și Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei. Cunoști inima acestei mame, cunoști inima familiei, intervine Tu prin harul Tău, Părinte. Amin. Și adu vindecare. Ajută-o pe Ana Maria să treacă cu bine prin această încercare. Te rog, Părinte. Să rămână credincioasă și în siguranță în mâinile Tale. Amin. Și potrivit inspirației, în dimineața învierii, să-i redai bebelușul încă nenăscut și să o ajuți, Doamne, să se bucure o veșnicie de acest copilaș. Te rugăm, Părinte. Tu ne-ai promis că dacă vom fi credincioși și copiii noștri mor înainte să aibă conștiință, vor fi dați părinților pentru totdeauna în împărăția Ta. Ajută-o să se prindă cu disperare de această făgăduință. Amin. Și îți mulțumim pentru că vei lucra, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Avem un apel din Germania. Bună dimineața, numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Vă rugăm. Bună dimineața, numele meu este Silvia. Vreau și o rugăciune pentru fratele meu, că este bolnav, are probleme cu mâinile, are o boală mai rară, pentru mama mea care este operată la genunchi, pentru că nu a putea să meargă, și pentru copilașul meu care este bolnav, are o alergie foarte puternică și probleme la stomac. Mulțumim! Mulțumim pentru curajul de a vă prezenta motivele de rugăciune în această dimineață în cadrul acestui format de emisiune și vom mijloci la Domnul pentru ca să intervină în viața fratelui, a mamei și a fiului dumneavoastră. Și a toată familiei mele. Cu tot dragul. Mulțumim încă o dată și să vă binecuvânteze Dumnezeu acolo în Germania, unde locuiți și munciți în zilele acestea. Sergiu, vrei să înalți o rugăciune? Sigur. Sora Silvia cere sprijin pentru mamă, pentru frate și pentru copil. Sigur. Mulțumim tare mult. Doru, vreau să prezint două cazuri. Ambele sunt dramatice și aș vrea ca să te rogi pentru aceste două situații. Irina ne scrie: Pacea Domnului, suntem o familie căsătorită de câteva luni și apelez din toată inima sau cu inima frântă la buzunarul cu rugăciuni și doresc să vă rugați pentru salvarea căsniciei noastre care este în prăpastie. Nici măcar un an de zile nu are această familie proaspăt întemeiată. Sunt căsătorită de câteva luni. Noi acum suntem separați și doresc ca Domnul să ne readucă din nou și să pună multă dragoste în inimile noastre pentru El și în inimile noastre unul pentru celălalt. Cred cu tărie în puterea rugăciunii. Vă mulțumesc. E destul de încercată Irina. Nici un an de zile nu are de căsnicie și deja căsnicia este pe malul prăpastiei. Te rog să înalți o rugăciune pentru Irina și pentru ca Dumnezeu să-i salveze căsătoria și încă una pentru Alina. Irina și Alina. Foarte interesant cazul Alinei. Mă numesc Alina, sunt de religie ortodoxă. De ceva timp am început să țin ca zi de odihnă sâmbăta. Doresc să primesc botezul și să îl slujesc pe Dumnezeu. Soțul meu, pe nume Mihai, e împotrivă. Nu vrea să audă de această religie și îmi zice că mă sfințesc. Acum mă jignește ori de câte ori are ocazia, mai ales atunci când se apropie sabatul. Doresc să vă rugați pentru mine și soțul meu, ca Dumnezeu să deschidă inima și să vadă și să înțeleagă adevărul pentru Dumnezeu. Mulțumesc. Irina, care are căsnicia în prăpastie, și Alina, care dorește să se închine lui Dumnezeu în ziua sabatului, dar soțul Mihai nu este de acord. Da. Sergiu? Sigur.
Pentru că suntem pe final de rugăciune, vreau să mai preluăm un apel și să te rogi pentru două cazuri. Mulțumesc. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi. Vă rog, numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Adriana din Bacău. Doresc și eu Adriana. Rugăciune pentru sănătate din Bacău. Corporală și spirituală. Mulțumesc frumos! Încă o dată numele dumneavoastră. Adriana din Bacău. Adriana din Bacău. Da. Să ne rugăm pentru sănătatea corporală și spirituală. Mulțumim tare mult. Da, Sergiu, da. Te rog să treci tu. Mulțumesc. O zi binecuvântată vă dorim și Dumnezeu să vă poarte de grijă. Mulțumim încă o dată pentru că ne-ați sunat și ați intrat în legătură directă cu noi. Odorica Mariei. Pun în buzunarul de rugăciuni și dorința mea de a lunga Dumnezeu cu dragoste orice motiv de frică din inima mea. Mă lupt de o lungă perioadă de timp. Când cred că este bine, iar mă vizitează un gând care mă neliniștește și mă aduce într-o stare de neputință și nu identific de ce mi-e frică, dar îmi este frică, tremur și mă simt slăbită. Dumnezeu să asculte toate rugăciunile. Cu tot dragul vă susținem în rugăciune sora Amariei, Odorica Amariei. Infinite mulțumiri dumneavoastră și celor care s-au rugat pentru mine. Vă doresc să fiți apreciați și stimați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă simt bine, slavă Domnului. Cineva ne mulțumește pentru sprijinul în rugăciune. Bună dimineața, ne sunați din Italia. Numele dumneavoastră și motivul pentru care ne sunați. Vă rog. Vă rog, numele dumneavoastră, vă rog să dați volumul mai încet, pentru că deja auzim reverberații. Vă rog. Alo? Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Numele dumneavoastră? Mă numesc Valeria. Încet, pentru că deja... Alo? Alo, bună dimineața! Mă numesc Valeria. Bună dimineața! Am și o întrebare voastră. Dacă vreți să vă rugați... Am și medicii au găsit care au făcut tragedia greșit, m-au trimis acasă cu practica de picior și când am fost două de mea, mai durează o lună de zile recuperarea de mare de picior. Vă rog frumos, mele eu rog pentru toate. Vă mulțumesc tare. Cu tot drag. Mă voi ruga eu, sora Valeria, mă voi ruga eu pentru dumneavoastră. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Să vă binecuvânteze Domnul. Așadar, Doru, începem cu tine, continuăm cu Sergiu și încheiem această rubrică. Vă rog, ne rugăm împreună, dragi prieteni, plecați capetele împreună cu noi și spuneți amin la rugăciunile înălțate. Venim înaintea ta și îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că asculți rugăciunile și că aduci răspuns rugăciunilor noastre. În dimineața aceasta, pe lângă alte motive de rugăciune, pe lângă alte cereri, pe lângă alte nevoi, așezăm și nevoia sorei noastre, Irina. Te rugăm, Părinte. Ai ajutat-o să-și întemeieze o familie. Însă, diavolul o trece prin încercare. Și te rugăm frumos ca să nu îngădui despărțirea. Te rugăm. No. Dacă sunt lucruri de reparat, dacă sunt motive de cerut iertare, dacă sunt motive în care să se plece unii în fața celuilalți, în fața soțului sau soțul în fața ei, să facă lucrul acesta, să lupte pentru casa și familia ei, Amin. Dar nu în puterea ei, ci în puterea ta. Amin. Doamne, știm că cunoști această familie. S-a rostit binecuvântare, s-a cerut binecuvântarea peste această casă, peste această familie tânără. Și te rugăm frumos ca binecuvântarea aceasta să dureze. Amin. Te rugăm pentru sora noastră Irina, să-i dai încredere și nădejde în tine, dar să-i dai putere să lupte pentru familia ei. Chiar dacă sunt separați, să găsească punțile de apropiere, să fie un nou început, o nouă relație și o relație frumoasă, o relație bazată pe tine, Amin. O relație bazată pe dragoste și preîncredere. Te rugăm. De asemenea, Părinte, așezăm în dimineața aceasta și rugăciunea Alinei.
care te-a descoperit pe paginile Sfintei Scripturi, care a descoperit sabatul, care a descoperit frumusețea ta. Ajută ca să nu se despartă de această frumusețe a ta, ci să crească în cunoștința harului tău. Amin. Și în cunoștința dragostei de tine. Dar în același timp, din dragostea ta, revarsă în inima ei ca să aibă pentru soțul ei Mihai. Și chiar dacă el acum nu înțelege anumite aspecte, chiar dacă o necăjește, chiar dacă o înțeapă, Doamne, te rog, ajută ca să răspundă cu iubire. Amin. Și cu dragostea ta. Și ajută ca să-l câștige pentru împărăția ta și pe soțul ei. Amin. Și împreună familia aceasta scumpă, împreună cu familia sorei Irina și cu multe alte familii, să putem să formăm poporul tău. Amin. Părinte, în nevrednicie te rugăm și pentru familiile noastre. Te rugăm și pentru copilașii noștri, ca să-i binecuvintezi. Amin. Așa cum ai binecuvântat copiii când ai fost pe pământ. Binecuvintează fiecare familie, dar în mod special aceste cereri pe care copiii tăi le aduc înaintea ta să primească răspuns. Îți mulțumim și te lăudăm în veci. Amin. Amin. Părinte Ceresc, tot despre familie este vorba în rugăciunea pe care o înălțăm în continuare înaintea ta, însă este vorba despre familia extinsă. Și dacă sora Silvia ne aduce înainte cazul copilului dumneaei, bolnav de stomac, cu alergie deosebit de puternică, știm, Părinte Ceresc, că tu ai tratament pentru orice și că poți interveni. Alină suferința acestui copil și dă, Doamne, curaj, înțelepciune, pricepere și pace sufletească mamei. Amin. Te rog de asemenea pentru mama dumneai care suferă de dureri de picioare, are o problemă la șold. Vrem, Părinte Ceresc, ca tu să intervii, să aduci vindecare și cu mâna ta de mare medic să poți alina această suferință. De asemenea, Părinte, fratele dumneai, al sorei Silvia, trece printr-o situație de boală și credem, Părinte Ceresc, că tu poți interveni în acest caz. Avem încredințarea, Părinte, că toate acestea aduse înaintea ta vor găsi răspuns. Și, Doamne, nu ne bazăm pe credincioșia noastră, pe bunătatea noastră și nici măcar pe rugăciunea pe care o înălțăm, ci ne bazăm pe ceea ce face Fiul Tău, mijlocirea pe care El o aduce înaintea Ta. Și credem, Părinte Ceresc, că această mijlocire va aduce rod bogat pentru împărăție. Avem încredințarea că ne asculți. Amin. Amin. Părinte bun, mijlocim în continuare pentru cele două surori, a Mariei și Valerica. Te rugăm pentru a Mariei să-i dispară frica, anxietatea, să fie de fiecare dată încrezătoare în tine și să biruie această încercare. Te rugăm cu totul și cu totul special pentru sora Valerica, care este imobilizată de câteva zile la pat, are o problemă cu piciorul, mai exact cu călcâiul. Medicii încă sunt rezervați, nu au un diagnostic, acum se fac toate investigațiile. Dumnezeu este speriată, dar ajută să rămână încrezătoare în tine, pentru că tu poți să intervii prompt pentru a aduce vindecare. Cerem lucrul acesta nu pentru neprihănirea noastră, nu pentru dreptatea noastră, ci pentru neprihănirea ta și numele scump al Domnului Iisus Hristos. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Și te mai rugăm, Părinte, cer și pentru Adriana, care își dorește vindecare nu doar corporală, ci și spirituală. Intervină în viața dumneaei, răspunde rugăciunilor înălțate, pentru că te-am rugat în numele Mântuitorului Iisus. Amin. 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 Dragi prieteni, cererile care nu au putut să fie reluate în direct vor fi adăugate pe buzunarul cu rugăciuni și ne vom ruga, sunt foarte multe. Sunt totuși câteva cazuri pe care n-am cum să le las, chiar dacă emisiunea a depășit spațiul de emisie. Și aș vrea ca la urmă fratele Sergiu Macovei să înalți o rugăciune pentru toate. Aș dori să vă aduc un motiv de rugăciune. Vecinul nostru de la Cluj, pe nume Florin, un frate al nostru, a fost diagnosticat săptămâna aceasta cu leucemie. Are 50 de ani și ceva ani și o familie frumoasă în spate. De asemenea, starea lui a devenit mai rea. Vă rog să
îl aduce și pe dumnealui în rugăciunile noastre ca să fie voia lui Dumnezeu sau să se facă voia lui Dumnezeu în viața lui. Să ne rugăm atât pentru el cât și pentru familia lui. Vă mulțumesc, Melania din Suceava. Foarte interesant, Florin, 50 de ani, diagnosticat cu leucemie, să intervină Dumnezeu. De asemenea, cineva ne scrie din Târgu Mureș. Marin, vă rog mult să vă rugați pentru mine, am probleme cu ochiul și să mă susțineți în rugăciune. Mircea, vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru mine, sunt fericit că fac parte din familia rugătorilor. Vă prețuiesc și noi vă prețuim, frate Mircea. Sunt și alte cazuri aici, mă opresc doar la câteva. Olariu Persida, pace fraților, vă rog să vă rugați pentru familia noastră. Mihaela Craiu, sunt sabat binecuvântat, vă rog să vă rugați pentru familia mea. Viorica Ursu, pacea Domnului, sunt fericită, rugați-vă și pentru mine, pentru un loc de muncă ca să pot să țin sabatul. Marius Bârsan, să ne rugăm pentru Mirabela, a fost operată a doua oară, medicii nu îi mai dau nicio șansă, dar credem că Dumnezeu nu este lipsit de posibilități de a interveni în viață. Gabriela, sabat binecuvântat tuturor, rugați-vă și pentru mine. Sunt foarte multe motive de rugăciune, ele rămân în continuare pe buzunarul de rugăciuni, continuăm să ne rugăm toată săptămâna, iar sâmbătă viitoare de la 8 la 9 vă rugăm încă o dată să puneți dumneavoastră mâna pe telefon, sâmbătă viitoare de la 9 la 10, iertați-mă, vă rugăm să puneți dumneavoastră mâna pe telefon și să intrați în legătură directă cu noi. Va fi o ultimă rugăciune înălțată pentru cazurile mai sus amintite. Sergiu, te rog să înalți o rugăciune și vom ieși din emisie. Te rog. Părinte Ceresc, atât de multe situații în jurul nostru și nu doar pe întreaga planetă, strigăte care se înalță către tine, din ce în ce mai multe nevoi, din ce în ce mai multe situații și probleme cu care mulți nu s-au confruntat. Și în viața fiecăruia vin atât de multe încercări. Cel rău încearcă cumva să descurajeze pe fiecare om de pe această planetă și să îndepărteze de tine. Vrem, Doamne, ca Tu să intervii. Au fost aduse acum, la final, atât de multe cazuri. Și, Doamne, credem că Tu poți interveni și îndepărta chiar și leucemia, chiar și cancerul, orice problemă, orice durere de oase, acele probleme la care medicii nu au răspuns, pentru boli incurabile. Doamne, întotdeauna Tu ai vindecat oamenii. Ai adus pace în suflet. Ba mai mult decât atât, ai mers mai departe decât a vindecat trupul și ai adus la viață pe cei care au adormit. Credem, Doamne, că poți face minuni și astăzi. De aceea intervenim și cerem de la Tine ca mâna Ta să se întindă asupra fiecăruia dintre cei care au trimis aceste cereri pe pagina de Facebook Buzunarul cu Rugăciuni, pentru cei care au scris mesaje, pentru cei care au sunat și au apelat către noi. Doamne, aceste apeluri nu au fost către noi, ci au fost către Tine. Așa iar noi recunoaștem lucrul acesta și știm că toată puterea vine de la Tine, că ești singurul care intervii și care vei aduce răspuns fiecărei cereri, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Sergiu și Doru, mulțumesc pentru prezența voastră în platou. Să răsplătească Dumnezeu slujirea voastră plină de credincioșie. Dragi prieteni, mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Iată mai bine de o oră. Să binecuvânteze Dumnezeu pe fiecare rugător și toate problemele noastre să fie așezate la piciorul crucii pentru soluționare. Vreți să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu? Moise și-a dorit să facă lucrul acesta. Și în Exod, capitolul 34, cu versetul 6, l-a descoperit pe Dumnezeu într-o variantă atât de plăcută. Domnul Dumnezeu a trecut pe dinapoi a lui și a zis: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, plin de credincioșie, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Dragi prieteni, acesta este Dumnezeul nostru, este puternic. Aveți încredere în El. Până săptămâna viitoare, numai bine. La revedere!